vă mulțumim pentru că ați reușit ca în fiecare an din ultimii 7 să ajungeți la această conferință care a devenit tradițională, Mobile Innovation Post Mobile World Congress 2017, care pe scurt vrea să aducă ceea ce este mai valoros de la Congresul Mondial Anual de la Barcelona, unde noi avem deja o activitate de 13 ani, adică 12 la Barcelona plus ultimul an de la Cannes. Și am observat în fiecare an o creștere a industriei, scădere ale industriei anii trecuți. Un fenomen foarte interesant care zic eu că este un soi de termometru al industriei noastre la nivel global. Bineînțeles că în câțiva oameni nu putem să acoperim o agendă imensă, nu știu dacă colegii mei au adus și catalogul de acolo, este un catalog aici, este imens, adică kilograme de agende și de documentație, mii de firme, 108.000 participanți, dacă mi-aduc bine aminte, peste 3.500 de jurnaliști, o mașinărie de comunicare imensă pe care specialiști în comunicare de la Informa, un grup britanic care este foarte profesionist, reușește să o facă nu numai la Barcelona, ci și și în China, dacă nu mă înșel, și în Statele Unite, adică au niște evenimente cam la 3-4 luni se mută într-o altă parte a planetei. Fiind acolo prezenți, bineînțeles că ne facem o strategie de a ataca companii interesante pentru România sau români care sunt acolo prezenți, personalități sau cei care doresc să aibă planuri de activitate în țara noastră. Deci avem o agendă variabilă și bineînțeles și în funcție de ce interviuri, la ce oameni putem să ajungem, cât de sus putem să ne plasăm intențiile noastre. Acesta este Mobile World Congress, despre care ați văzut în acele zile tone de informații și de știri, fiecare cum se pricepe, pe ce vrea să pună accent. Anul acesta, accentul, chiar asta vorbeam cu domnul președinte Marinescu de la Ancom, care am avut și un interviu acolo, anul acesta a fost diferit față de ceilalți ani. În prima zi am zis că târgul a picat. Zic, ce cu chestia asta? Că nu e nimic nou. Părea un târg mai vechi decât cel de anul trecut. Și încet, încet, uitându-ne, ne-am dat seama că, de fapt, accentul s-a mutat de la dispozitive și tot felul de lucruri strălucitoare, cum era puse accentele în anii trecuți, către soluții. Soluțiile sunt complexe, nu poți să le vezi efectiv. Nu poate cineva desena o soluție decât dacă îți explică în fața unui computer sau unei tablete sau alte dispozitive. Soluții foarte complexe care atacă ideea de uzină, ideea de oraș, ideea de regiune. Deci iată că ceea ce vorbeam noi anii trecuți în aceste interviuri făcute la Barcelona cu domnul Marinescu, încet, încet, dacă atunci erau povești și noi nu prea credeam că viziunile astea se vor întâmpla foarte repede. Acum le-am văzut la lucru. Pentru această conferință noi am pregătit cam 11 rapoarte ce am primit până acum la nivel global de case de consultanță foarte importante. Deci dacă am luat cifrele de acolo, probabil că ne-are și o carte de vreo 600 de pagini. Vă dați seama că este aproape imposibil să trecem prin această informație. Ce este mai valoros din această documentație o veți găsi în revista viitoare pe care vom edita luna viitoare.